Campania electorală pentru alegerea primarilor, președinților de consilii județene, consiliilor locale și județene a început vineri 11 mai, urmând să se încheie pe 9 iunie la ora 7. Potrivit legii în această perioadă, candidații, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, precum și cetățenii au dreptul să-și exprime opiniile în mod liber și fără nicio discriminare prin mitinguri, adunări, utilizarea televiziunii, radioului, presei și a celorlalte mijloace de informare în masă. Acțiunile electorale sunt interzise în unitățile militare, precum și în spațiile din școli și universități în perioada de desfășurare a cursurilor. Scrutinul din 10 iunie marchează o premieră, primarii urmând a fi aleși din primul tur. Este declarat ales primar, candidatul care a întrunit cel mai mare număr de voturi valabile exprimate în primul tur de scrutin, cu excepția situațiilor de balotaj. În acest caz se va organiza un nou tur de scrutin la două săptămâni de la primul, la care vor participa doar candidații aflați în această situație. Și alegerea președintelui de Consiliu Județean se va face prin vot uninominal într-un singur tur de scrutin. Consilierii locali și județeni vor fi votați pe liste de partid. În ziua alegerilor, cetățenii care au împlinit 18 ani, inclusiv în data de 10 iunie, pot să-și exercite dreptul la vot pe baza actului de identitate. Alegătorii se pot prezenta la urne începând cu ora 7 și pot să voteze până la ora 21. Se va vota numai în localitatea de domiciliu la secția de votare la care alegătorii sunt arondați. Cei care și-au stabilit reședința într-o altă unitate administrativ-teritorială, cu cel puțin 3 luni, înaintea datei alegerilor, pot vota în unitatea administrativ-teritorială respectivă. Alegătorii vor primi când se prezintă la urne patru buletine de vot câte unul pentru primar, președinte de Consiliu Județean, consilier județeni și locali.